Bună seara și bun găsit la știri. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Complexul energetic Hunedoara are o nouă conducere. O armată de ofițeri și subofițeri de la ISU Arad au plecat spre București pentru a participa la un exercițiu de alarmare. 6 unități școlare din Alba au primit autorizație sanitară de funcționare abia acum. Complexul energetic Hunedoara are începând de astăzi o nouă conducere. Michael Meltzer este noul director general. Surpriza vine însă doar acum. Petre Nica va ocupa funcția de director general adjunct. Postul lui Nica a apărut doar de astăzi în organigrama societății. Mandatul directorului general al complexului energetic Hunedoara, Laurențiu Chiuzan, de doar 3 luni a expirat ieri. Așa se face că astăzi cei 2 administratori speciali ai societății au venit la Petroșan pentru a face noi numiri. Acum am avut o întâlnire cu domnul administrator special Bogdan Stănescu, care ne-a prezentat noua conducere a complexului energetic Hunedoara. Conducerea este formată din domnul Meltzer Mihai, director general, Nica Petre, director general adjunct pe parte de minerit, și domnul Giurgiu Horea, director general adjunct pe parte de energie. Mihail Meltzer este un manager cu stat vechi în Valea Jiului, care de-a lungul timpului a falimentat mai multe societăți. Domnul Meltzer are un istoric tumultos, ca să zic așa, a falimentat mai multe societăți. Credeți că va face la fel și cu complexul energetic? Sper că nu. Surpriza vine abia acum. Dacă în trecut organigrama colosului industrial a suferit modificări și s-au desființat posturile de directori adjuncți pentru a reduce cheltuielile salariale, dată fiind situația critică a societății, astăzi 2 noi funcții de conducere au apărut. Petre Nica și Horia Giurgiu sunt cei care fac parte din echipa lui Meltzer. Ați avut până acum cele 2 posturi de directori adjuncți? Nu. Când s-au înființat? Deci ele se vor înființa cu data de mâine, din ce știu eu, deci numirile se vor face cu data de mâine. Petre Nica, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, este astăzi candidat pentru Parlamentul României, însă preventiv a acceptat funcția din vârful complexului energetic Hunedoara. Faptul că acum Nica a trecut de partea administrației i-a surprins pe liderii rămași în sindicatul Muntele. Este o situație deosebită și sper că din poziția asta, exact cum i-am spus și dânsului în sală, să ne fie ajutor și nouă piedică. Obiectivele sindicatului Muntele și modul de abordare al sindicatului Muntele nu s-a schimbat odată cu această numire. Noi am spus ferm și acum că pentru noi prioritatea majoră este respectarea contractului colectiv de muncă și asigurarea resurselor necesare evitării stării de faliment în pragul căreia este, din punctul nostru de vedere, complexul energetic Hunedoara. Tot personalul din cadrul ISU Arad s-a prezentat la post astăzi dimineață în urma declanșării planului roșu de intervenție. 109 ofițeri și subofițeri ai ISU Arad și 16 autospeciale au plecat spre București ca urmare a inițierii exercițiului de alarmare Seism 2016. Potrivit scenariului exercițiului Seism 2016, în această dimineață, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major cu magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter, care a afectat orașele București și Iași. Structurile ISU din toată țara au fost alertate și au trecut la planul roșu de intervenție, care presupune ca întreg personalul să se prezinte la unitate. Efectivele ISU din județele care nu au fost afectate de seism vor pleca spre București și Iași. Pentru asigurarea intervenției în zonele afectate, în sprijinul structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost mobilizate și efective ale Poliției, Jandarmeriei și ale Inspectoratului General de Aviație al MEAI. De asemenea, a fost alertat Statul Major General al Ministerului Apărării Naționale pentru oferirea de sprijin în caz de nevoie. Se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Exercițiul Seism 2016 se desfășoară sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență și are ca scop verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență, timpul necesar mobilizării unor capabilități suplimentare, modul de implementare a procedurilor de coordonare adoptate în acest an, precum și identificarea și remedierea eventualelor deficiențe. Unitățile de învățământ din Alba încep să se conformeze. Dacă începutul de an școlar găsea 107 școli și grădinițe fără autorizație sanitară, iată că numărul lor începe să scadă. Direcția de Sănătate Publică Alba a dat undă verde pentru 6 unități școlare unde s-au remediat deficiențele constatate în vară. De la 1 septembrie 2016 și până în prezent, alte 6 instituții de învățământ au fost autorizate sanitar. Instituțiile care au primit autorizația sanitară de funcționare sunt grădinițele cu program normal din Berghin, Blandiana, Târsa, Cib și Stâna de Mureș, precum și școala primară din Cib.
Pe lângă acestea, alte patru instituții de învățământ și-au depus documentația și sunt în curs de autorizare. Principalele probleme pe care le au școlile și grădinițele din Alba rămase fără autorizație sunt legate de lipsa apei curente și canalizării, lipsa grupurilor sanitare sau grupuri sanitare improprii, existența toaletelor în curte neîncălzite, iar deficiențele minore sunt iluminarea artificială a claselor, respectiv degradarea pavimentelor, pardoselii și interioarelor, precum și funcționarea în spații comune a unităților de învățământ diferite. Au dat lovitura într-o prăvălie și au plecat cu o mulțime de produse de pe rafturi. Este vorba de doi bărbați și două femei care au pătruns într-un magazin și au început să analizeze oferta cu mare atenție. Acum, grație imaginilor de pe camerele de supraveghere, polițiștii îi caută pe hoți. Au reușit să-i distragă atenția vânzătoarei și au plecat cu o grămadă de lucruri. S-a întâmplat într-un magazin din Buziaș. Cei patru au intrat uitându-se la ce se găsea pe rafturi ori pe teșghea. Cum vânzătoarea era singură, acestora le-a fost simplu să o păcălească. Pe rând s-au interesat de tot felul de produse, în vreme ce ceilalți le ascundeau pe sub fuste ori în geci. Vânzătoarea și-a dat seama prea târziu că hoții i-au făcut paguba, însă furtul a fost surprins pe camera de supraveghere instalată în magazin. Imaginile au ajuns la polițiști, iar aceștia încearcă acum să dea de urma celor patru. După vizita de vineri de la Târgu Jiu, premierul Dacian Cioloș a anunțat prezența și în Valea Jiului la sfârșitul acestei săptămâni. Cioloș va fi prezent la semnarea contractului de finanțare europeană de către operatorul de apă din zonă, Sece Apa Serv Valea Jiului S.A. Premierul Dacian Cioloș va veni la sfârșitul acestei săptămâni în județul Hunedoara, mai exact în Valea Jiului. Acesta va participa la semnarea contractului de către Apa Serv Valea Jiului pentru finanțarea proiectului european de dezvoltare a infrastructurii de apă și canal, ce valorează aproape 90 de milioane de euro, finanțare nerambursabilă. Cioloș va vizita stația de tratare apei uzate Dănuțona Ninoasa, investiție realizată cu fonduri europene. De asemenea, premierul va participa și la lansarea proiectului de dezvoltare a zonelor defavorizate, cum este și cea a Văii Jiului. În vizita sa din Valea Jiului până acum, Cioloș nu are planificată nicio întâlnire cu liderii de sindicat ai minerilor sau cu reprezentanții complexului energetic Hunedoara. După vizita din Valea Jiului, premierul Dacian Cioloș se va îndrepta spre Alba Iulia. Zestrea monumentelor din cetatea Alba Carolina se mai îmbogățește cu o piesă. De data aceasta este vorba despre o machetă de bronz cu amprenta cetății, pentru care municipalitatea va plăti aproximativ 30.000 de euro. Placa va fi amplasată în apropierea porții a treia și va servi drept punct de orientare turistică. Consilierii locali din Alba Iulia au votat în ședința de ieri documentația tehnico-economică faza studiu de fezabilitate pentru amplasarea machetei amprenta cetății pe traseul porților din zona Obelisc. Costurile pentru realizarea ei vor ajunge până la aproximativ 30.000 de euro. Nu este o lucrare care să o iei de undeva și să o multiplice. Este o lucrare a unui artist în care el a dimensionat în tridimensional de fapt tot relieful și forma cetății. Deci nu este după cineva și după ceva ca să poată să-l facă. Sunt cheltuieli de procurarea bronzului, sunt cheltuieli de turnare, sunt cheltuieli ale autorului. Blocul de piață nu este ăla cel mai scump. Deci este lucrarea de un bronz. Este lucrarea artistică. Ansamblul se dorește a fi un mijloc de orientare și informare turistică pentru cei care vizitează cetatea Alba Carolina, iar perioada de execuție a lucrării este de aproximativ 4 luni. Ce părere au albaiulienii despre această investiție? Ideea e bună, dar suma e cam piperată. Merită oare? 30.000 de euro. 20, da, dar 30 prea mult. Ce au realizat aici în cetate e ceva foarte frumos. Eu sunt din Nicu Vâlcea, nevastă mea este din Alba Iulia, dar e ceva foarte unicat. Suma cum vi se pare? Dacă e știe ce au de făcut, că au făcut numai lucruri bune pentru Alba Iulia. Nu știu dacă merită. Suma vi se pare prea mare? Păi da, doamna, pentru macheta aia nu știu ce să zic. Sunt turist, sunt din Bucovina, dar mi se pare o idee foarte bună. Vă ajută ca turist o asemenea plachetă? Da, dar chiar eram curios când l-am înțeles. Am făcut tot turul și nu înțelegeam structura și chiar m-a ajutat. Îmi pare rău că n-am văzut de la început. O plachetă similară a fost amplasată în anul 2015 în zona din fața Catedralei Reîntregirii. Ea a fost construită tot de Bogdan Ioan și a costat 31.000 de euro. Împușcături și lupte pe defileul Jiului. Totul a fost o reconstituire a luptelor de la podul Jiului și din Valea Jiului. Îmbrăcați în uniforme militare identice cu cele din Primul Război Mondial, actori și voluntari au reconstituit luptele duse de generalul Ioan Dragalina acum 100 de ani. Cei mai încântați de eveniment au fost copiii.
Bătălia între armata română și cea germană a avut loc în defileul Jiului. Generalul Ion Dragalina a decedat în anul 1916 în urma rănilor suferite în timpul luptei din zona numită Locurile Rele, lângă mănăstirea Lainici. Bătălia de atunci a fost reconstituită chiar lângă monumentul ridicat în cinstea eroului Dragalina. Este o pildă pentru tinerii de astăzi, readucere aminte de istoria românilor și, bineînțeles, poate și pentru ei constitui o pildă de patriotism și devotament. La întreaga scenă au participat peste 100 de elevi din Bumbești și Jiu. Cum s-au bătut românii cu germanii și românii au câștigat, a câștigat țara noastră. Pentru noi e ceva special. Nu am mai fost la așa ceva. A fost o luptă grea care s-a săvârșit cu norocul de a câștiga noi și a fost foarte frumos. Cum ți s-a părut această inițiativă de a veni să vezi cum a fost atunci, acum 100 de ani? A fost o inițiativă foarte bună, pentru că așa am cunoscut și am văzut ce s-a întâmplat atunci și a fost o lecție de istorie. Foarte interesant și foarte frumos. Crezi că a fost o luptă grea pentru armata română? Da, foarte grea. Și bătălia de la podul de pe Jiu a fost reconstituită. Armata a simulat lupta petrecută în primul război mondial. S-au scurs 417 ani de la unul dintre cele mai importante momente ale istoriei noastre, intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. Pentru a-i cinsti memoria, astăzi a avut loc o ceremonie la statuia din cetatea Alba Carolina, în prezența autorităților locale și județene. Ziua de 1 noiembrie 1599 va rămâne pentru totdeauna o zi glorioasă în istoria românilor. Atunci Mihai Viteazul intra triumfător în Alba Iulia, preluând astfel puterea în Transilvania. Pentru a marca momentul de acum 417 ani, la Alba Iulia a avut loc o ceremonie, la care au luat parte reprezentanții autorităților, dar și locuitori, pentru care acest moment istoric are o însemnătate aparte. La 1 noiembrie 1599, la câteva zile după victoria de la Șelimbăr împotriva oștilor transilvanene, Mihai Viteazu intra triumfător în Alba Iulia, prin poarta Sfântul Gheorghe, care nu era altceva decât vechea poartă a castrului roman. Iată un pod peste veacuri. Totodată a avut loc și o slujbă religioasă în memoria marelui domnitor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mai apoi, reprezentanții autorităților locale și județene, ai partidelor politice, dar și ai unor fundații și asociații, au depus coroane de flori la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu, monument care se află în imediată apropierea Palatului Principilor și care a fost dezvelită în anul 1968, la 50 de ani de la Marea Unire. Mihai Viteazul, prin faptele sale, a pus la Alba Iulia bazele unității noastre statale și ale unei orientări naționale, ce a însuflețit generațiile viitoare în bătăliile pentru unirea principatelor și pentru făurirea României mari. Vreau ca acest popor să știe din ce în ce mai mult ce vrea și să-și dea seama ce poate, căci îi lasă o înfăptuită moștenire. Țara românească, țara Transilvaniei și țara Moldovei. Pohta ce-am pohtit-o eu. Protestul poștașilor s-a încheiat, iar activitatea în oficii va reveni la normal. În urma înțelegerii dintre reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România și conducerea Poștei Române, angajații companiei vor primi o creștere salarială de 80 de lei brut pe angajat și bonuri de masă de 11,5 lei. Poștașii vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2017, de o creștere salarială de 80 de lei brut pe angajat și tichete de masă în valoare de 11,50 de lei pe zi, mai mari cu 2,5 lei decât în prezent. Potrivit unui comunicat al Poștei Române, conducerea Poștei Române și reprezentanții SLPR au agreat luni schema de majorare a salariilor poștașilor cu aplicare de la 1 ianuarie 2017. În cadrul negocierilor s-a convenit acordarea de tichete de masă la valoarea nominală a tichetului de 11,50 de lei pe zi, față
față de valoarea actuală de 9 lei după intrarea în vigoare a actului normativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masă. Suplimentar s-a stabilit acordarea unei creșteri salariale de 80 de lei brut pe angajat. Această schemă de majorare a urmărit principiile echității sociale, vizând angajații cu cele mai mici venituri. Ea a fost agreată în contextul continuării planului de optimizare a personalului, care va duce la o structură mai eficientă în zona administrativă. Ca urmare a celor convenite luni între conducerea Poștei Române și partenerii sociali, conflictul de muncă va înceta, iar activitatea poștală va reveni la normal, se arată în comunicatul Poștei Române. Totodată, compania își cere scuze față de clienți și parteneri pentru situația creată și asigură că Operatorul Național de Servicii Poștale își va respecta toate obligațiile impuse prin lege și asumate în relația cu clienții. Acestea au fost știrile zilei, vă dau întâlnire mâine la o nouă ediție a buletinului de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0734 sau 0254 544 100. Până mâine, toate cele bune!